Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă prezint S20 și S20 Plus, cele două telefoane vedete ale lui Samsung. Din păcate nu a ajuns Ultra, asta este. Am informații că și Ultra o să ajungă cam într-o săptămână, maxim două. Deocamdată scoatem din cutie S20 și S20 Plus, ne dăm cu părerea cum arată, cum vi se par ca dotări, ca preț și... revin cu review-uri separate la fiecare cât pot de repede. S20 a venit pe rozul ăsta, tare scurios cum arată telefonul în spate. Este probabil cel mai interesant telefon de ăsta mai compact, adică 6,2 inch ecran cu margini de astea subțiri, este foarte, foarte mic, foarte mic față de stilul Samsung tradițional. Probabil este unul din cele mai așteptate cadouri de 1 martie, de 8 martie, de zilele astea internaționale ale femeii. Și o să ne uităm un pic în cutie și o să încerc să le dau drumul, să ne jucăm o secundă cu ele. În rest are dotările de top, să știți, are Exynos 990. Ce limba e asta, prieten drag? Nurcovi. Giga de RAM, 128 de stocare, asta micu are baterie de 4000 de mAh. Sistemul de cameră pe spate. Um, 12-64 principală și 12 cealaltă, de una de zoom și una de ultra wide. Asta nu are senzori mai mulți. Mă rog, o să încerc să-i dau drumul imediat. În cutie avem încărcător, căști AKG, cablu, tot ce mai ne trebuie. Cineva a zis că s-ar putea să aibă pusă în cutie. Vreau să mă uit să vedem dacă chiar are sau este doar un zvon. Arș, am reușit să rup cutia de carton. Și avem doar manuale, din păcate, oameni buni. S-ar putea la Ultra să ofere o astfel de husă, nu sunt sigur, dar aici nu, în cazul S20 simplu nu. S20 simplu o să mai fie atractiv și pentru că este cel mai ieftin din serie, adică na, toată lumea își dorește tehnologia de ultimă generație, dar nu la prețul de 1500 de euro. Și probabil asta fiind, nu mă mai lasă să fac skip, se pare că e o nouă chestie la unele modele flagship de la Samsung, nu te lasă până nu te conectezi, atunci o să-l deschid cu altă ocazie și vreau să văd ce avem în cea de-a doua cutie. Nu mai vreau să lungesc nici unboxing-urile, pentru că și mie mi se pare că uneori devin plictisitoare, nu am chestii nemaipomenite de anunțat în timp ce deschid astea și vreau să-mi spuneți voi dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de telefoanele astea. Ăsta se cheamă Cosmic Grey, un gri spațial, cum ar vrea ăștia să zică. Ia să scot eu și mizeriile astea de apțipiluri. O să mă uit și la asta, la griuleanu, să vedem dacă are husa aia sau nu are. Iar Ultra e modelul de top. Ăsta, pe lângă cei trei senzori 12, 64 și 12, are și un senzor 3D, TOF 3D, de 0,3, adică e un VGA, de fapt. Hai să vedem dacă ăsta merge fără Wi-Fi, nu cred, și dacă are minunea aia în cutie, în cutie. Nu vrea să iasă nici mort. Gata. Aici este doar o păcăleală unde am rupt cartonul în partea cealaltă. Vezi că nu trebuie pe acolo, trebuie pe aici. Și nici ăsta nu are decât manuale de hârtie și atât. Cheița asta clasică de deschis. Simul. Da, ăsta are 6,7 inch, același procesor. Aceleași camere foto cu senzorul la 3D în plus. Și
Are pe lângă ecranul mai mare, are o baterie de 4500 mAh, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok. Pe de altă parte, nu pot să mă... nu pot să vă mint, am senzația că țin S10 Lite ăla în mână. Cam asta este senzația și cu S20. Și nu mă lasă nici ăsta să sar de Wi-Fi. Nu mă lasă. Da, trebuie să le corectez la rețea, să pun contul și să pierd o grămadă de timp. Aș vrea să vă întreb care dintre ele vă place mai mult, cel pe roz sau cel pe gri. L-ați luat pe ăsta roz cadou iubitei. Eu zic că merge. Vedeta de anul ăsta evident că este ultra. O să vină la un Orange Smartphone Tester și o să am ocazia să testez, să fac toate testele și așa mai departe și să îmi dau cu părerea dacă ultra este telefonul anului cum se anunță acum. Tocmai au apărut noi confirmări privind Note 20, deci o să avem și la Note 20 destule discuții, că bagă foarte multă tehnologie nouă în el. O să fac testele pe astea, ați văzut, în 2-3 zile deja m-am obișnuit să fac toate testele, poze și ce mai trebuie și să tragem o concluzie dacă merită sau nu cumpărate. Vreau să aud și de la voi care e părerea voastră, care vă place, ce întrebări aveți legate de ele și așa mai departe și încerc să vă răspund la toate în review complet. Cam atâta exact ce am spus, că nu vreau să mai lungesc. Ne vedem în curând cu review-uri de terminale noi. Baftă! Ceau! Ceau! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.